chiar am frânat foarte lin, deoarece am fost nevoit să cedez trecerea unor pietoni. Și am și martori în acest sens, care vor confirma sigur că șoferul va spune ceea ce convine dumnealui. Problema că dumnealui prea de rău, în loc să privească la dreapta, privea la stânga și cam nu a observat cu mine. Deci eu sunt sigur că organele de poliție se vor clarifica în acest sens. Mașina nu-i lovită tare, nu? Păi sigur că nu-i lovită tare și bine că nu-i lovită tare, dar oricum